pro-european și cea... Fostul lider al Partidului Republica Unirii, Sergiu Mocanu, a anunțat marți într-o conferință de presă că fiul său îl va da în judecată pe șeful IGP Viorel Cernăuțeanu pentru abuz de serviciu. Asta după ce vinerea trecută fiul lui Mocanu a fost reținut de oamenii legii, după ce Cernăuțeanu a anunțat un echipaj de patrulare că acesta ar fi parcat neregulamentar pe o stradă de lângă sediul MAI. Mașina fiului meu era parcată regulamentar. Ca să fie foarte clar, de la bun început, există și o decizie judecătorească în acest sens a unui cetățean care a câștigat într-un caz similar după ce parcase mașina acolo. Astăzi, fiul meu, Roman Mocanu, formulează împreună cu avocatul lui o cerere penală împotriva numitului Viorel Cernăuțeanu. Deci, mâine dimineață, la prima oră, la Procuratura Anticorupției va fi depusă o cerere penală pentru abuz în serviciu a unei persoane cu demnitate publică care a acționat abuziv. Deci, ca și cetățean, putea să sune, dacă i s-a părut că este o încălcare, să sune la 112. N-a fost înregistrat de la el niciun sunet la serviciul 112. Întrebarea în cadrul anchetei trebuie pusă pe cine a sunat el și dacă există protocoale în Ministerul de Interne prin care șeful IGP-ului poate da asemenea ordine. Mocanu a făcut și alte declarații grave în privința lui Cernăuțeanu. El a amintit despre cazul unor polițiști care ar fi fost dați afară după ce l-ar fi amendat pe șeful IGP, dar și despre cazul altor subalterni al lui Cernăuțeanu lăsați fără loc de muncă pentru că i-ar fi pornit acestuia un dosar penal pentru îmbogățire ilicită. Acest Viorel Cernăuțeanu, care își creează prin această presă subordonată imagine de șef aproape fără arme, aproape foarte civil. Deci și-a făcut imagine prin studiourile de televiziune ale lor că, spre exemplu, a putut fi el amendat pentru o încălcare în trafic, pentru o încălcare a regulamentului rutier. Încercați dumneavoastră, ceilalți, nu știu, presă nu mai este care să-l întrebe, dar încercați să aflați care este soarta acelor doi polițiști care, într-adevăr, l-au oprit în trafic și i-au cerut socoteală pentru încălcare regulamentului de circulație. Pentru că, din informația pe care o am eu, oamenii cei nu mai lucrează în sistem. Acuzat că a făcut abuz de funcție a fost și premierul Dorin Recean. Nu numai șeful IGP-ului s-a apucat să facă ordine în traficul din Chișinău, ci și Recean face ordine în traficul din Chișinău. În Chișinău este cunoscut cazul când șoferul unui Audi A8, pentru că avea geamurile fumurii, a fost blocat în trafic de poliție după ce a dat ordin Recean, iar polițiștii care nu i-au dezlipit foliile fumurii ale geamurilor au fost eliberați din servici. Deci oamenii ăștia taie și spânză în orașul ăsta și n-au nicio frică că li se poate întâmpla ceva. Sergiu Mocanu a mai declarat că există bănuieli rezonabile că baza de date a Centrului pentru Monitorizarea Traficului Rutier în Chișinău este utilizată ca o bâtă politică. Eu am mărturii de la oameni activi în spațiu public, care îmi spun că în momentul în care sunt mai activi și în momentul în care atac cumva această guvernare, încep să le vină înștiințări despre încălcările în trafic. Ca să înțelegeți, sunt sute de mii de așa zise încălcări în trafic fixate pe camerele de luat vedere. Așa cum fiul meu n-a primit nicio înștiințare despre cele 8 încălcări, presupuse încălcări, pe care ar fi putut să le conteste, despre care presa spune că erau deja amenzi, așa cetățenii primesc sau nu primesc aceste înștiințări în funcție de cât de cuminți sunt. Am solicitat un comentariu la cele declarate de Sergiu Mocanu de la purtătorul de cuvânt al Inspectoratului General de Poliție, însă deocamdată nu am primit un răspuns. Nici purtătorul de cuvânt al Guvernului, Daniel Vodă, nu ne-a răspuns pentru declarațiile la acuzațiile aduse prim-ministrului Dorin Recean. Amintim că după scandalul dintre șeful IGP Viorel Cernăuțeanu și Sergiu Mocanu, cel din urmă a declarat că fiul său a fost practic sechestrat de polițiști și ținut ore în șir pentru documentare. Atunci poliția a anunțat într-un comunicat de presă că fiul lui Mocanu nu a contestat deciziile de sancționare, recunoscându-și încălcările comise și ar fi achitat toate amenzile aplicate.